Și vrem foarte mult, tocmai prin platforma noastră, să arătăm oamenilor că cel mai bun lucru care se poate întâmpla pentru societatea noastră este ca noi doi să stăm la masă și să avem această conversație, că oamenii să poată conversa despre problemele importante și să-i convingem că în momentul în care, să spunem, tu nu ești primit în universitate pentru că vrei să, nu știu, să-ți expui anumite idei, da, dialogul practic nu mai este posibil, adică noi nu mai putem vorbi despre ce urmează să se întâmple în societate, iar asta înseamnă că va trebui să avem literalmente o formă de război, adică să pur și simplu să recurgem la forță, la violență și nu vrem să ajungem în acel punct, adică nu vrem să distrugem viețile oamenilor, să ei să ne dea afară pe noi, noi să-i deci dăm afară pe ei. Nu vă place acest să spun, consecințele pe care le vedem astăzi în Occident, consecințele acestei confruntări. Asta nu vă plac. Da. Dar confruntarea în sine? Sigur, confruntarea în sine e importantă pentru că oricât de, să zicem, evidente ar fi anumite idei, da, libertatea de expresie este importantă, sunt anumite momente când trebuie să chiar să o apărăm, adică chiar să ne aflăm într-o situație în care să ne punem pielea în joc, ca să spun așa, și să reactualizăm ideea aceea. Adică este misiunea fiecărei generații să reactualizeze anumite idei și să le apere iar și iar. Deci, din punctul acesta de vedere, evident, e într-o anumită măsură benefic. Voi simțiți că există în momentul ăsta, inclusiv în România, nu că în România lucrați, în limba română lucrați, o să vă întreb și despre asta, ne paște pericolul ăsta și pe noi, simțiți asta, nu? Da, cred că ne paște pentru că, pe de o parte, pentru că evident, sunt foarte mulți studenți care merg în străinătate și studiază și sunt expuși ideilor respective și într-o anumită măsură este destul de tragic că uită că noi am avut o formă de totalitarism sau autoritarism destul de recent în istoria noastră și cumva sunt seduși de ideea aceasta că nu sunt una și același lucru. Adică acela e un ideal care totuși nu a fost pus în practică cum trebuie, dar acum o să fie pus de comunism, în practică. Exact. Dar acum o să fie pus în practică cum trebuie și sunt mulți studenți care sunt seduși de chestia asta, pentru că de cele mai multe ori nu au, să zicem, niște fundamente ideatice și morale foarte puternice și se lasă destul de ușor duși de val. Dar de ce tot aduci în discuție moralitatea? Moral. Lămurește-mă un pic, că din ce știu eu, uitându-mă pe site-ul vostru, nu sunteți niște moraliști acolo. Nu vă suiți undeva pe un soclu și țineți lecții de morală omenirii. De ce vorbești atât de mult despre morală? Da, asta e o întrebare, cum să zic, fundamentală. E foarte greu să dau un răspuns pe scurt. Însă am observat chiar și de-a lungul proiectului nostru, ca să zic așa, în această experiență limitată pe care o avem, că oricât de motivat sau înzestrat ar fi cineva din punct de vedere intelectual, oricâte talente ar avea, există anumite valori care de fapt ne determină să punem aceste talente cum trebuie în evidență. Și e foarte greu, de fapt, să menții un proiect generațional fără niște oameni care au o anumită etică a muncii, niște oameni care sunt dispuși în anumite momente poate să nu se gândească la, nu știu, propria piele, la situația lor personală, ci să ia o poziție care e în răspăr cu anumite idei care sunt, să spunem, destul de răspândite în societatea respectivă, dar nu sunt idei foarte bune. Adică, pe termen lung, cum să zic, intelectul, dacă nu este ajutat de aceste valori, nu duce, ca să spun așa.